Peste 100 de sătmăreni au rămas fără un loc de muncă în luna noiembrie, când mai multe firme au anunțat disponibilizări colective. Avem 3 agenți economici care au anunțat aceste concedieri colective cu un număr de 104 persoane. Iar din domeniul industriilor este o societate care a anunțat disponibilizarea unui număr de 62 de persoane. Pentru a preveni intrarea în șomaș a celor disponibilizați, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a acționat de cum a fost informată de concedieri. Astfel, o parte a celor care trebuiau să intre în șomaș au reușit să-și găsească un loc de muncă. Acestor persoane disponibilizate colectiv li s-a asigurat din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă măsurile de preconcediere. La agentul economic din domeniul industriei, unde avem comunicat un număr de 62 de persoane, au ajuns să fie disponibilizate un număr de 37 de persoane, 25 de persoane în urma măsurilor aplicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a informării privind locurile de muncă vacante, 25 de persoane au reușit să se reintegreze pe piața forței de muncă și să se angajeze. Cele mai afectate domenii și în acest an sunt construcțiile și agricultura. Cu toate disponibilizările, Satu Mare păstrează o rată a șomajului de puțin peste 4%, în condițiile în care, în luna octombrie, media națională a fost mai mult de 5%.